Un nou început. Ai făcut o treabă grozavă, Jeremy. Xana ar face bine să se poarte frumos, că de nu... Totuși, fiți atent. Nu-ți face griji, știu cum să merg. Nu-l las pe Ulric să câștige. Woo-hoo! Nici să nu te gândești. N-am avut timp să perfecționez programul responsabil de traiectorie. Od! Ești bine? O, da! Încă mai e de lucru la placă, Jeremy. Poate că posesorul are nevoie de lucru. Ce s-a întâmplat, Od? Ai călcat greșit? Foarte nostim, aș vrea să te văd pe tine pe o placă. Nu mă pasionează surful. Regret că vă întrerup conversația fascinantă, dar se pare că Xana v-a localizat. Vine ceva spre voi. E foarte ciudat, nu-mi dau seama ce e. Hei, ce e ăla? Nu știu, dar pare să fie fioros. N-am mai văzut un asemenea monstru până acum. Xana l-a creat recent. Oricum, aici scrie că are mai multe puncte decât ceilalți. Jeremy, ce-ai zice să ne reprogramezi vehiculele? La asta lucrez, dar va dura. La semnalul meu. Merg eu prima. Eu îi distrag atenția. Acum! Ailita, e un turn dezactivat în apropiere. Direcția nord-nord-vest. Pleacă de acolo și vino să ne vedem. Grăbește-te! Hei, făian jenuriaș, mă căutai? Ot! Tocmai ai pierdut 20 de puncte. Are un laser puternic. De ce e nevoie să distrug chestia asta? Vehiculele sunt gata. Era și timpul. Fac tot ce pot. Lasă-mă să merg eu primul. Du-te, voi fi cu ochii pe tine. Săgeată laser! Chestia asta e invincibilă. Te ajut? Săgeată laser! Dacă Xana începe să programeze monștri noi, atunci o să avem mari probleme. Oricum, Einstein, un lucru e sigur. Trebuie să ne programezi vehiculele mai repede, altfel n-avem nicio șansă în fața tarantulelor. În fața cui? A tarantulelor, noi monștri. Îmi place să-mi poreclesc adversarii. Ce mă îngrijorează e că amicul nostru Xana a găsit o cale de a-și mări puterea. Crezi că mai evoluează? Probabil. Oricum, de acum înainte trebuie să fim pregătiți pentru orice și oricine.
Poate ar trebui să mă întorc în Lyoko. Dacă Xana activează turnul, ar fi bine să fiu acolo. Ar trebui să-i spunem? Sigur că ar trebui. Nu pot să păstrez o asemenea veste secret. Despre ce vorbiți? Îmi spune cineva ce se întâmplă? În ultimele săptămâni mi-am petrecut tot timpul construind vehicule și un antivirus să te eliberez de Xana. Am perfecționat și un program nou menit să detecteze turnurile activate. Un super scanner, mult mai precis decât cel vechi. Cu detectare imediată. Deci nu trebuie să stai tot timpul în Lyoko. Așa că o să trăiesc. Aici, cu noi. Deja te-am înscris în școală. Totul e aranjat. Am vrut să-ți facem o surpriză. Dar... E minunat. Nu pot să cred. Și asta e camera ta. Nu e foarte mare, dar o să-ți placă aici, domnișoară... Stones. Ailita Stones. Ca formația rock. Sunt verișoară cu Od, sunt din Canada. Oh. Deci, Ailita, micul dejun e la 7 dimineața și cina la 7 seara. E împotriva regulamentului să fii în cameră între 8 dimineața și 4 după amiaza. Le poți cere amicilor tăi, Stern, Robia și Belpoa, să-ți spună și celelalte reguli. Asta dacă și le amintesc. Da. Nu vreau să mai aud nimic despre ziarul școlii. Excursia asta e rezervată celor din clasa 8-a și a 9-a. E clar? Mergem încolo. Zic să mergem spre dreapta. Kiwi, nu te mai agita. Încă 5 minute și poți să alergi cât vrei. Hei, e totul în ordine, Ailita? Te-ai acomodat? Da, m-am acomodat și îmi place camera mea. Hei, ce-i cu excursia asta despre care vorbește lumea? O să facem un album despre biodiversitate. Doamna Hertz vrea să facem poze și să desenăm plante și flori. Ceva de genul. Noi doi suntem împreună în aceeași echipă. Grozav! L-a văzut cineva pe Ulric? L-am văzut sub arcade. Cred că o așteaptă pe Yumi. Bine, Yumi, am ceva să îți spun. Nu sună bine. Yumi, trebuie să vorbim ceva foarte serios. Nu, asta o va speria. Da. Yumi, trebuie să... Yumi, trebuie să-ți spun ceva. Yumi! Doamna Hertz a fost de acord. Putem lucra împreună la album. Hei! William, îl știi pe Ulric? Ești Ulric Stern. Yumi te-a pomenit. Plecăm? Vin! Nu aveai ceva să-mi spui? Îți spun mai târziu. Pe curând! Hei, ce faci? Toată lumea pleacă. Trebuie să ne întoarcem pe șase. Cine-i individul? Cine el? E William. E noul elev. A fost exmatriculat de la ultima școală. E grozav! Știai că arborilor le cresc ramuri de la un an la altul potrivit unei rate exponențiale de 1,6? 1,618, mai exact. E rația de aur. Deci, crezi că natura se supune sistemelor de ecuații neliniare? Uitați-vă la ăia doi! Cine se cred totuși? Domnul și doamna Einstein? Cine? Hei, Sisi, unde pleci? Pădurea e pe aici. Da, dar magazinele sunt încolo. Dar ar trebui să desenăm plante. Există o florărie în mall? Nu există monștri în pădurea asta. Se întâmplă doar în povești și în filmele de groază. Cele care îi plac lui Od. Nu-ți plac filmele de groază? Științific vorbind, le găsesc imprecise. Oricum, nu am timp să merg la asemenea filme. Trebuie să lupt împotriva lui Xana. Ha? Oh, nu! Nu pot să cred! Mi-am lăsat laptopul în cameră. Dacă Xana atacă... Du-te și el. O să lucrez de una singură. Oricum, cu desenele pe care le-am făcut, sunt sigură că o să luăm cea mai mare notă. Da, mă întorc imediat. Pa! O, nu-ți mai face griji. Știi că Yumi te place. Asta crezi tu. De fapt, habar nu am. Nu vă înțeleg deloc. Sunteți împreună sau nu? Nu chiar. E complicat. Un pariu că încearcă să o agațe acum. Nu mi-aș spune chiar rebel.
Sunt doar puțin indisciplinat. Dar ai reușit să fii exmatriculat de la ultima școală pentru că ai pus postere peste tot? Obiectez circumstanțe atenuante. Erau scrisori de dragoste. Adică dragostea îți ia mințile? Mă face să o iau razna. Ha? Oh. Monștri există doar în povești. Monștri există doar în povești. Oh, exact ce mă temeam. Sana atacă. Nu cred că trebuie să-ți reamintesc că nu am făcut niciun desen de când am ajuns. Nici nu vreau să mă gândesc ce notă o să primim. Dă-i drumul, desenează tu, ești mai bun ca mine. Jeremy? Sunt la școală, Sana atacă. Merg la fabrică, însă voi trebuie să o luați pe Aelita. Nicio problemă, mergem să o luăm. Am lăsat-o pe cărarea principală. Yumi e cu voi? Nu. Aș prefera să o sun tu. Ne vedem imediat. De fapt, nu fac nimic pe jumătate, nici gând. E totul sau nimic la mine, doar că nu reușesc să fiu cu minte. Dar hei, a fi cu minte nu e tocmai bine. Ai furat versul de la Subsonics. Îi asculți? Da, sunt grozavi. Da? Ei bine, e timpul să ne punem pe treabă. Yumi? Yumi? Mănăstire. E cineva acasă? Ești sigur că ăsta e locul? Așa mi-a spus Jeremy. Uite, să-l urmăm. Ești sigur? E Kiwi mai nătăfleț, dar are nas bun. Ha? Ia! Hei! Ești cam agitat. Ce primire caldă. Frumos. Yumi, nu o găsim pe Aelita. Oh! Nu-mi spune că n-ați găsit-o încă. Ce faceți? Ar putea să fie în pericol. Calmează-te, facem tot ce putem. Cine știe, poate Aelita s-a întors la școală. Kiwi ne-a dus la o casă veche din pădure. O să ne uităm înăuntru. Te sunăm înapoi. Aelita? E închisă. Niciun semnal. Atenție! Pe acolo! Ne gândim la același lucru? Xana! Da, și asta înseamnă că Aelita e pe aici, pe undeva. Oh!
Hei, Od, atenție! Se pare că Xana încearcă să ne conducă undeva. Aelita! Aelita! Oh. Nu-ți face griji, prințeso, suntem aici. Oh, Ulric, e o capcană. Xana, o să... Scoate-ți-o pe Aelita! O să fiți prăjiți de vii dacă nu vă scoatem de acolo. Od, fugi cu Aelita la fabrică. Dezactivați turnul acum. E singura șansă. Vino. Știam eu. Acum va trebui să ieșim pe sus. Kiwi! Oh! Od, e un pasaj acolo, uite! Cred că duce la canalizare. Nu e timpul pentru glume, Aelita. Nu glumesc, Od. Sunt sigură. Wow! Incredibil! De unde ai știut de el? Yumi, eu... Las-o baltă, Ulric. Ar fi trebuit să-ți spun despre William mai devreme. Da, ar fi fost mai bine. Aelita, am fost îngrijorat. Nu avem timp de pierdut, altfel Ulric și Yumi sunt pierduți. Bine, intrați în scanere, o să încep procesul. Transfer Aelita. Transfer Od. Scanare Aelita. Scanare Od. Virtualizare. Aelita, aeroscuterul e pentru tine. Taxiurile ne așteaptă, să mergem. Iată turnul. Atenție, e păzit de două tarantule. Nu o să reușesc niciodată să lupt cu două. Poate o ademenesc eu pe una din ele. Oh. Aelita, ce vrei să faci? O să facă spectacol. Dă-i drumul, nu mă uit. Bună, prieteni! V-a fost dor? Yuhu! Surpriză! Nu sunt chiar de neînvins. Jeremy, nu mai am muniție. Bine, te reîncarc, ai răbdare. Va trebui să ținem monștrii ocupați. Așteaptă semnalul meu să fugi. S-a făcut. Yumi, eu... Ce se întâmplă între tine și William? Absolut nimic. E doar un prieten. Gata, ești complet încărcat.
Grozav, Jeremy! Am pornit! Da! Da! Codul Ailitei. Oh. Turn dezactivat. Întoarcere în trecut, acum! Felicitări, domnișoară! Ai găsit o iucă argentiniană în pădurile noastre. Da, și n-a fost ușor. Serios? Ei bine, cred că o să-mi fie mult mai ușor să-ți notez munca. 4. Deci ați reușit să faceți vreun desen? Da, dar a trebuit să o duc pe Yumi departe de William. Călătoria în timp n-a schimbat nimic în sensul ăsta. Am fost să verific casa aia părăsită. Nimic de raportat, a devenit o casă obișnuită. Abandonată, dar obișnuită. E ciudat, toate viziunile alea pe care le-am avut. Să nu mai spunem de pasajul subteran despre care știai. E ca și cum aș mai fi văzut casa aia, într-un vis. Avem de rezolvat un nou mister. Apropo, Ailita, asta e pentru tine. Oh. Ca să fim cu un pas înaintea lui Xana. Pentru mine? În felul ăsta putem păstra mereu legătura. M-am gândit că rozul ți se potrivește. Wow, arată grozav! Se potrivește cu părul tău. Mulțumesc, Jeremy. Așa, acum ești o elevă adevărată.